Mă numesc Staicu Alexandru Răzvan, am vârsta de 16 ani și vin din Telorman Videle. Pentru dezvoltarea talentului meu am urmat Școala de Arte din București, iar acum sunt din clasa a 9-a la Colegiul Național de Artă din Ulipati din București. Zona pe care vreau să o reprezint în concurs este zona Telormanului, pentru că de acolo sunt și aceasta este cea care mi-ajunge la suflet. Artistul care mă inspiră cel mai mult este Liviu Vasilică. Într-o zi, după un concurs foarte mare, m-a oprit un spectator și mi-a spus: ai o voce foarte frumoasă, Alex, și te apreciez foarte mult, te-am urmărit de mult timp și ai vocea lui Liviu Vasilică. Frumos când un cuc bălan, pogracă de magheran, of. Păi dă cântă ca un dușman, dă-mă de jos, dă pe cal, cântă hoțu, dă-mă sacă, sare cuță, cântă pe mă. Cântă cu ce limba-n spice, soia taica s-o mănânce, of. Soia taica s-o mănânce, dumicată în lapte dulce, of. Primăvara când se duce, după dragoste colnice, să cânte frumos ca tine, să mă iubească pe mine, mă. Cântă, cântă, cucule, și foiază-ți penile, of. Și foiază-ți penile, ca mândra spâncenile. Cântă-mi cu ce numai mie, cântă-mi dorul, dă-mărie-mă. Taradai, tândai, 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 tararai, tândai, tararai, ra. Tararai, tândai, 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 tararai, tândai, tararai, ra. Tararai, tândai, 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 tararai, tândai, tararai, ra. Tararai, tândai, 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 tararai, tândai, tararai, ra. Bravo! Bravo, Alexandru! Bună seara! Bună seara! Ce zâmbet frumos ai și ce senin ești! Ai foarte mare încredere în tine la vedeta populară, înțeleg? Da! Da? Da. Unde te vezi așa, spune-mi? Mai câștigi, departe, mai deci departe în semifinală, de atât. În finală, unde? Cum vrea Dumnezeu. Perfect, eu zic că e cum vrea juriul, las. Bogdan, te rog. Alexandru, ne-ai cântat cuculețul de la Videle, mi-a plăcut, de-am murit. N-am prea multe recomandări pentru tine, ne-ai cântat un cântec din ritualul tare. Ăsta era potrivit și la proba a doua, dacă aveai pe cineva care să se ia în gură cu tine pe cântecul ăsta, puteați să strigați de la unul la altul, că cuculețul de regulă așa se cânta. Ne-ai cântat însă un cântec de dragoste foarte frumos. Eu vreau să spun un singur lucru acum, că v-am văzut pe toți cinci. De ce n-ați venit și în alte ediții să fiți mai răsfirați ca să puteți ajunge cu toții unde trebuie? Deci avem ediții unde efectiv totul e bej cu gri și avem ediții unde chiar ne puneți dificultăți foarte serioase, pentru că am văzut niște concurente foarte bune înaintea ta și pe mine cel puțin a început să mă doară un pic capul, dar slavă Domnului că mai avem două probe. Mulțumim, mulțumim. Elize Stan. Alexandru, dragule, tu ai învățat acest cântec de la vreun lăutar sau de la Liviu Vasilică? Nu, l-am învățat de la Liviu Vasilică. Exact. Pentru că ai luat în tocmai maniera lui de interpretare. E foarte bine, tu ai cântat foarte bine. Trebuie să te gândești însă în viitor, dacă vrei să rămâi o copie a lui Liviu Vasilică, sau te gândești cumva să-ți personalizezi cântecele, chiar dacă sunt cântecele lui Liviu. Mulțumim, Grigore Leșe.
Băiatul ăsta, eu aș zice că nu mai trebuie să caute repertor. El să cânte Liviu Vasilică în continuare. Pentru că chiar a cântat bine. Mai astea cântecele astea, nu vin din bloză la alta. Ele se adună în ani. Când e acolo, când e fi pe la 40 de ani să fie împlinit. Și atunci poți alege. Mă, ăsta parcă ar trebui să fiu eu. Știi, aici să ai grijă. Așa, cum eu și îmbrăcat. Ești ca un împărat. Succes și te fericit. Mulțumim. Niculina? Da, foarte frumos. Teleorman are multe stiluri de interpretare. Liviu Vasilică, uite să ne uităm la Nicușor Iordan, care vine cu un mod de interpretare total diferit față de ce a făcut Liviu Vasilică sau Floarea Calotă. Tu poți să-i asculți și să te conturezi și să vezi unde te duci, în care parte, depinde și zona din care vii a Teleormanului, pentru că Teleormanul este mare. Ești frumos, ești impecabil, așa că îți doresc din tot sufletul succes. Mulțumesc frumos! Cornelia, te rog! Este, da, ești un băiat frumos. Solar. E minunat că l-ai pe, ca exemplu pe Liviu Vasilică și că-l iubești. Eu am sesizat că tu ai pus și ceva din personalitatea ta acolo, nu l-ai copiat întru totul. Și asta e un lucru extraordinar, un lucru foarte bun. Ai absolut toate aturile necesare ca să fii de mare succes. Mulțumesc. În primul rând zâmbetul ăsta frumos, care îmi bate orice. Mulțumim. Te felicit, Alexandru. Mulțumesc. Ești minunat. Felicitări, ei cu cerit. Ne vedem mai târziu. Mulțumesc frumos. Dacă vrei să mai stai lângă mine, nu mă supăr.